O să-mi permit astăzi să spun că Partidul Democrat din Moldova este într-un fel cel mai vădit partid cu două fețe. Uitați-vă ce a declarat sâmbătă la lansarea proiectului liderii Partidului Democrat în frunte cu domnul Diacov, președinte de onoare, și Marian Lupu, președintea partidului, și uitați-vă la acțiunile Partidului Democrat în cadrul alianței. Cum poți să vorbești una și să faci alta? Oare Partidul Democrat nu face parte din Alianța pentru Integrare Europeană? Oare Partidul Democrat, alături de celelalte componente ale alianței, nu a votat toate proiectele de lege antisociale și anticetățănești? Oare nu Partidul Democrat a pus umărul la tot ceea ce s-a făcut pe parcursul anului acesta în Republica Moldova? Cum poți peste noapte să vii să declare altceva? Este foarte clar. Vine campania electorală. Și acum domnul Lupu încearcă într-un fel să arunce, deci, obligațiunile și responsabilitățile sale personale ca persoană politică și ca partid pe umerii celorlalte părți componente alianței. Ceea ce nu este corect. Și dumneavoastră probabil foarte bine vă dați seama. Iar vis-a-vis de, deci, Partidul Social Democrat, prin intermediul dumneavoastră doar pot să-i spun domnului Lupu că ar trebui mai mult să ne cont ceea ce se întâmplă în Partidul Democrat. Ceea că câteva persoane, și nu vreau astăzi să le dau un nume ca să le fac publicitate, au trecut în Partidul Democrat doar pentru anumite funcții, pentru a deveni viceministru sau altceva, asta nu înseamnă că Partidul Social Democrat se destramă. Mai bine zis, Partidul Democrat și Marian Lupu ar trebui aici foarte bine să-și dea seama că se va destrama din cauza că peste noapte pe cineva îi face ministri și viceministri, ignorând, de fapt, membrii partidului personal. Dar îl lăs la discreția dumnealui să iau decizii. Noi avem interesul nostru. Vă mulțumesc.